Dacă ne uităm la definiția de dicționar, relevanța este gradul în care ceva este legat sau de folos pentru ceea ce se întâmplă sau despre care se vorbește. A fi relevant înseamnă a te face înțeles cu scopul de a fi folositor în mod special în situații confuze și neclare. Pentru a clarifica un aspect, îți adaptezi discursul capacității de înțelegere a ascultătorului aduce elemente suplimentare care să-l facă mai clar. Relevanța are importanță pentru Dumnezeu. Simplu fapt că Dumnezeu a vorbit în limbaj uman propozițional, adaptat culturii care i s-a adresat, arată că Dumnezeu vrea să-și facă mesajul relevant înțelegerii și folosului uman. În epistola către evrei, în capitolul 1, chiar primele două versete, se spune că Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri. Iar în versetul 2 spune, la sfârșit ne-a vorbit prin fiul. Profeții au fost poeți, regi, păstori, pescari, teologi, oameni diversi, care au vorbit cuvântul infailibil al lui Dumnezeu călăuzit de Duhul Sfânt, dar au făcut-o prin personalitatea și în zestrările lor, în limbajul obișnuit lor și ascultătorilor lor. Atunci când Dumnezeu ne-a vorbit prin fiul, Cuvântul, spune Ioan, s-a făcut trup. Întruparea Cuvântului arată cât de departe merge intenția lui Dumnezeu de a se face relevant. Când vorbim despre relevanța pentru lumea mesajului Evangheliei sau a Bisericii, vorbim despre modul în care ceea ce spune Biserica are legătură și oferă sens realității în care trăiește lumea. O confuzie gravă care se face frecvent în această privință este faptul că prin relevanță se înțelege a te face înțeles lumii cu scopul de a fi acceptat de ea. Se spune a fi relevant pentru lume înseamnă a te conforma lumii, pentru a fi ascultat și primit de ea. Există însă o diferență între adaptarea culturală și conformarea sau capitularea culturală. Relevanța creștină o acceptă pe prima, dar ar trebui să o respingă categoric pe cea din urmă. Apostolul Pavel s-a adaptat cultural Spune el, cu iudeu s-a făcut iudeu, cu grecul s-a făcut grec, cu cel aflat sub lege, ca și cum s-ar fi aflat sub lege, măcar că nu era sub lege, cu cel fără lege, ca și cum ar fi fost fără lege, măcar că era sub legea lui Hristos, cu cei slabi s-a făcut slab. Cu alte cuvinte, s-a făcut tuturor totul cu scopul unic de a-i câștiga pe cei mai mulți pentru Dumnezeu. Înțelegem că singura țintă a adaptării culturale este câștigarea celor pierduți prin predicarea Evangheliei, într-un mod necompromis. Problema cu conformarea culturală, ca principal mijloc de relevanță, este că sunt realități pe care lumea nu le cunoaște și nu le înțelege, aspecte, dacă vreți, de natură metafizică, pe care le cunoaște doar Biserica prin Revelația primită de la Dumnezeu. Și pe care ea are datoria de a le expune și explica lumii, altfel lumea cu înțelepciunea ei nu le va descoperi niciodată. Deci, a fi relevant în sens biblic înseamnă a explica realitatea în acord cu ceea ce este ea în ochii lui Dumnezeu, nu ai lumii, cu scopul de a ajuta lumea să iasă din starea de păcat și de a veni cu adevărat la Dumnezeu. Relevanța Bisericii Creștine și a mesajului ei în lume nu constă în a-i oferi lumii ceea ce își dorește ea, într-un mod plăcut ei, ci de a-i oferi ceea ce îi trebuie, într-un mod util ei. Deci, în concluzie, a fi relevant înseamnă a explica lumii, prin Evanghelie, adevărul despre ea, într-o manieră în care ea se poate vedea corect pe sine și poate înțelege nevoia ei de mântuire. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de a-i smulge pe oamenii aflați sub puterea păcatului, orbiți de Dumnezeu veacului acesta, și de a-i aduce în împărăția lui Dumnezeu. În fiecare cultură și perioadă istorică, Evanghelia trebuie pusă în formele adaptate păstrării ei intacte. Evanghelia nu este constrânsă de forme, dar este transmisă prin forme. Ea este un mesaj propozițional, transcultural transmis prin intermediul elementelor culturale specifice vremurilor și popoarelor. O vorbim, o cântăm, o mâncăm și o îmbrăcăm în cultura proprie, în acord cu voia revelată a lui Dumnezeu. Formele exterioare nu sunt neutre din punct de vedere al mesajului pe care ele îl comunică. Alegem forme de exprimare anume pentru că în ele însele formele au putere de comunicare și capacitate explicativă. În muzică sunt tonuri majore, minore, care exprimă stări diferite. În pictură sunt combinații de culori care creează emoții diferite și așa mai departe. A fi relevant în sens biblic înseamnă a-ți alege acele forme aflate în cultura în care te găsești, prin care poți comunica mai pertinent și mai fidel mesajul Evangheliei. De la arhitectura și atmosfera spațiilor de închinare, la detalii care țin de limbar și comunicare. Paradoxal, relevanța evanghelică este contracultură, pentru că vorbim despre cultura împărăției lui Dumnezeu produsă indirect de mesajul evangheliei, care se opune culturii lumii. Relevanța este explicarea lumii prin intermediul evangheliei, este demascarea miturilor sociale, a ideologiilor politice, în timp ce conformarea sau capitularea este explicarea evangheliei prin intermediul culturii 陆明。